Este alertă pe piața din România. Un ONG atrage atenția că în țară sunt mai multe mărci de dezinfectanți care conțin substanțe periculoase, unele pe bază de metanol, care pot provoca orbirea utilizatorilor. Informația vine după ce mai multe țări din Europa au transmis alerte cu privire la existența unor dezinfectanți neconformi. Piața românească este plină de dezinfectanți neconformi, produși în China, Polonia, Portugalia sau Spania. 9 mărci de dezinfectanți de mâini care au fost trase de la comercializare din următoarele motive. Fie avea o cantitate redusă de etanol, ingredientul principal într-un dezinfectant este etanolul, nici de cum metanolul, fie două dintre acestea erau pe bază de metanol. Cele care sunt fabricate în China pot să conțină metilizotiazolinonă, un conservant care este interzis în Uniunea Europeană. APC România anunță că unele produse sunt pe bază de metanol și pot provoca orbirea sau chiar decesul. Aceste produse sunt neprietenoase cu omul atunci când sunt folosite în exces și sunt toxice. Președintele APC sfătuiește pe români să citească conținutul specificat pe etichetă înainte de a cumpăra dezinfectantul. Nu trebuie să fie folosite pe față, pe gât, nu trebuie să fie folosite pe rând deschise, trebuie să se evite inspirarea vaporilor ce rezultă prin utilizarea acestor produse.